Ce a fost în această seară? Nenoroc sau? Meci echilibrat. Adevăr că ei primă 15-20 minute au presat. Noi știm acest lucru. Dar eu zic că a fost un meci echilibrat. Și cred că s-au decis la mici detalii. Arbitrajul o problemă în seara asta? Poftim? Arbitrajul o problemă în seara asta? Asta analizați voi. Faptul că analizați voi. Eu de pătere n-am văzut cine a intervenit, nu s-a dat. Și după aia am văzut că a fost acordat prea ușor. Ok, dacă poate penalti, nu vă spun sincer, n-am văzut imagine, dar mi s-a părut prea ușor. Dar dacă e prea ușor acolo, și Renz mi s-a părut că putea să meargă să vede. Faptul că au jucat pe Ghegea, crezi că le-a dat o altă stare? Nu altă stare, cum am spus înainte, a fost un meci echilibrat. Fiecare, oricare jucător place să joace cu stadion cum a fost astăzi. O atmosferă frumoasă, stadion plin. Și cred că e bine și pentru noi și pentru fotbalul nostru. Am văzut și prima repriză atunci un meci înainte la Petrol, s-a văzut că în ce în ce vine mai multă lume la stadion și asta e bine pentru noi. Pe voi v-a demoralizat un pic această eliminare din Europa? Nu a fost vorba de asta. M-a spus, putea să plecăm de aici cu punct, măcar cu un punct putea să plecăm. M-a spus să s-o decizie în mici detalii. Acum poate va fi și bine această săptămână de pauză pentru noi, să revenim mai mult psihic decât fizic. Normal că va trebui alți jucători care au venit mai târziu să revină în fizicul, la fel ca ceilalți care au fost de la început, dar și psihic. Acum, după două înfrângeri dureroase, trebuie să revenim. Acum să văd de caracter de jucători și de echipă la acest moment. Când câștigi, e un șor. A fost ciudat să-l vezi pe Djokovic în echipa adversă? Da, sunt oricum, am o relație foarte bună cu Djoko și când ai în Arabia vorbeam și după ce au venit la PCSB mai vorbim, le doresc multă baftă în continuare, la fel cum doresc la celălalt echipă să meargă mai departe și dacă se poate să ajunge în grupă, că e bine pentru noi. Sunt diferențe mari între Dan Petrescu și italian? Fiecare un cu stilul lui, nu se poate. Acum nu cumpărăm antrenori, fiecare un ai stilul lui de joc. Nu pot să strângem cu tot ce au făcut Dan Petrescu aici. Au câștigat 4 sau 5 titluri cu noi, acum avem un antrenor nou, alt stil de joc, noi trebuie să ne adaptăm cât mai repede. Eu zic că până la urmă s-au făcut și meciurile bune până acum, s-au făcut meciurile bune și să văd că echipa e în creștere. Mario, glumind așa un pic, ești fanul FCSB-ului să ajungă în grupe ca să fie ocupați cu Europa și să puteți să câștigați voi puncte în campionat? Nu, eu nu sunt ipocrit ca alții că să zică că nu e bine, să nu ajungem mai departe. De ce să nu ajungem mai departe? E bine pentru fotbalul nostru, noi ne plângem tot timpul că nu ajungem nicăieri, dacă ajungem e din cauza că să fim mai obosiți. Nu, să ajunge. Și eu aș dori să fim în continuare în Europa, să joc 3 zile. Înseamnă că eram și noi în Europa și asta e bine pentru toți. O să fie un campionat disputat cu Brazilia? Da, eu zic că va fi la fel până la în play-off se va decide. Acum încă e prea devreme, s-au jucat puțin etapă, mai sunt multe până la play-off și se va decide din nou. Sper să fie la fel până la ultima etapă, că așa e frumos.